Bună ziua și bine v-am găsit, sunt Ale și astăzi vin cu un nou videotutorial în care o să vorbesc despre o aplicație cu ajutorul căreia creați un backup unui stick bootabil. După ce în videotutorialul trecut am vorbit despre cum anume creați un stick bootabil pe care să puneți un sistem de operare Windows, astăzi vin și vă prezint o aplicație cu ajutorul căreia puteți să creați un backup acelui stick, în felul acesta în cazul în care nu mai aveți imaginea bootabilă sau dacă nu mai aveți aplicația Rufus despre care am vorbit în videotutorialul trecut, să nu mai trebuiască să faceți din nou imaginea ISO a sistemului de operare în cazul în care o faceți după un CD. Să spunem că nu mai aveți acea imagine ISO pe care să o puneți pe stick-ul dumneavoastră sau se întâmplă să împrumutați un CD cu Windows și trebuie să-l returnați, trebuie să faceți un stick bootabil, însă stick-ul dumneavoastră are doar 4 GB. Aveți un singur stick, îl folosiți și la altceva, ștergeți sistemul de operare bootabil pe care l-ați pus pe el și tot așa și când vreți să instalați din nou sistemul de operare, vedeți că nu-l mai aveți. Pentru toate aceste situații, aplicația pe care o să o prezint vă va fi foarte utilă. Mergeți în descriere și veți găsi un link pe care îl accesați, așteptați 5 secunde și veți ajunge pe această pagină. De aici descărcați USB Image Tool, dați click pentru a descărca o arhivă zip, o puteți dezarhiva și cu un RAR dacă aveți instalat un RAR, dăm click dreapta pe această arhivă și dau extractul. Această aplicație USB Image Tool este o aplicație portabilă. Voi deschide fișierul rezultat în urma dezarhivării și aici voi găsi aplicația portabilă USB Image Tool. Este foarte simplu de folosit această aplicație, o voi prezenta foarte rapid. Dacă este prima dată când o folosiți, nu veți avea aici la favorit niciun backup. Să spunem că aveți așa ca mine un stick pe care ați pus Windows-ul. Vedeți că am un stick de aproximativ 4 GB și pe acesta am pus un sistem de operare. Am aici Windows-ul, însă va trebui să șterg acest stick pentru că vreau să pun altceva pe el. Iar în momentul în care îmi va trebui din nou Windows-ul acela bootabil pe stick, va trebui să-l pun din nou și tot așa. Pentru a evita toți acești pași, este foarte utilă această aplicație USB Image Tool. Așa cum vă spuneam aici, dacă aveți mai multe backup-uri, le veți căuta apăsând butonul AD și mergând acolo unde ați salvat acele imagini, la opțiuni puteți să faceți câteva setări, însă vă recomand să nu umblați nicăieri. Aceste două taburi vă sunt dumneavoastră utile. Acesta unde veți avea mai multe backup-uri după ce le-ați făcut, bineînțeles, mergeți și le căutați. Și acesta unde puteți să faceți backup după stick-ul pe care inițial a spus un Windows bootabil, așa cum am făcut eu în videotutorialul trecut, videotutorial pe care îl veți găsi în descriere. Selectăm stick-ul nostru și apăsăm butonul backup. Aici ne spune unde anume se salveze acest backup. Merg și eu și îl salvez în E. Voi crea un nou folder aici, click dreapta și New și voi denumi acest folder Backup. Voi deschide acest folder și aici mi se va salva imaginea stick-ului în acest folder pe care l-am creat. Voi da pe repede înainte pentru a nu dura, dar vreau să vă arăt mai înainte că acest folder va fi creat aici cu extensia img și nu trebuie să închideți această fereastră până în momentul în care acest proces va fi încheiat. Așa cum v-am spus, voi da acest proces pe repede înainte pentru a nu dura foarte mult acest videotutorial. S-a încheiat procesul de backup al stick-ului meu. Voi merge și voi vedea în folderul creat dacă într-adevăr așa este. Merg la backup și văd aici dimensiunea stick-ului meu. Asta înseamnă că acest fișier este imaginea stick-ului meu. Pentru a mă convinge că într-adevăr așa este și că această aplicație USB Image Tools funcționează, voi merge și voi formata stick-ul meu. Dau format, quick format și start. Odată cu formatarea mă anunță că voi pierde datele de pe acest stick, sunt de acord. Sunt anunțat că procesul de formatare s-a încheiat, iar în momentul acesta eu nu mai am nimic pe stick. Pentru a mă convinge că într-adevăr această aplicație funcționează, voi închide fereastra, o voi închide și pe aceasta și voi deschide din nou această aplicație. Voi selecta device-ul meu, stick-ul USB și voi apăsa Restore. Voi merge și voi căuta imaginea stick-ului acolo unde am salvat-o, în cazul meu e fișierul backup. Aceasta este imaginea,
Voi da open, mă întreabă dacă vreau să restaurez acest stick, apăs butonul Yes și restaurarea a început, va dura la fel de mult cât a durat și backup-ul, se va executa în câteva minute, eu voi da la fel pe repede înainte și la final vom proba dacă într-adevăr această aplicație face exact ceea ce spune și anume dacă face backup stick-ului USB. În acest moment imaginea stick-ului nostru a fost restaurată și ne vom convinge de acest lucru imediat. Închid această aplicație, voi da pe My Computer și într-adevăr văd că aici este sistemul meu de operare așa cum era înainte. Deși eu am formatat acest stick, fără să mai fac procesul de trecere a Windows-ului pe stick, fără să mai fac acest stick bootabil, am la fel ca înainte acest stick cu Windows-ul meu bootabil. În acest mod puteți face și dumneavoastră dacă aveți un singur stick pe care vreți să aveți mai multe sisteme de operare, însă nu se poate pentru că va trebui să-l formatați și să-l reformatați, să treceți din nou sistemul de operare, fie Windows 7, fie Ubuntu, fie Linux, fie Windows XP, Windows 8 sau ce mai vreți dumneavoastră, chiar și Windows 10. În acest mod foarte simplu puteți să faceți imagini de backup ale stick-ului, pur și simplu puneți Windows 7, îl faceți bootabil, după aceea creați o imagine de backup cu această aplicație USB Image Tool, după aceea formatați stick-ul, faceți stick-ul bootabil cu un Windows 8 să spunem, faceți backup, după aceea reformatați din nou stick-ul, faceți un stick bootabil cu Windows 10, creați un backup al acestui stick cu această aplicație și în acest fel aveți backup-ul celor trei sisteme de operare. În felul acesta, de câte ori doriți să restaurați o imagine, să spunem doriți să reveniți la Windows 7 pentru că aveți nevoie de acest Windows, pur și simplu deschideți aplicația, dați pe USB Image Tool, selectați stick-ul dumneavoastră, apăsați butonul Restore și aici selectați una dintre imaginile care vă vor apărea în folderul care l-ați creat special pentru acest lucru. Creați dumneavoastră un folder pe o partiție unde aveți mai mult spațiu, pe care îl denumiți cum doriți, backup sau cum doriți dumneavoastră, iar în acel folder salvați toate imaginile așa cum v-am spus și în funcție de Windows-ul pe care doriți să-l folosiți, dați click pe acea imagine și în felul acesta, apăsând butonul Open, se va restaura stick-ul cu acea imagine a Windows-ului ales. Cam atât despre această aplicație USB Image Tool. Dacă această aplicație v-a fost de folos sau acest video tutorial vi se pare interesant, îl puteți distribui pe rețelele de socializare. Nu uitați de concursul despre care găsiți amănunte în descriere. Eu sunt Ale, vă mulțumesc mult pentru atenție și vă aștept și la alte video tutoriale.